Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Vafla Yaman, care află că Ferei este însărcinată, că copilul este al lui. Pe de altă parte, Aleina ajunge într-un punct în care nu mai poate tolera atitudinea indiferentă a lui Yaman față de ea atât de mult încât bănuiește că mai există o femeie în viața lui Yaman. Cu îndrumarea lui Cemile, ea decide să rămână însărcinată cu Yaman, dar când se apropie de Yaman, este respinsă de el, va renunța aleina la ideea de a avea un copil. Pe frontul lui Ateș, echilibrul se schimbă. Ateș, care a luat acest drum pentru a o proteja pe ferei și pe copilul ei, este atras de ferei clipă de clipă. Okean face o înțelegere cu Sarp în secret, fără ca fratele său să știe. Va merge la secția de poliție și se va preda pentru a scăpa de Vural. Vural, al cărui al doilea complot împotriva lui Ateș, a ieșuat și el, devine suspicios pentru că situații similare apar una după alta. Îl va duce suspiciunea lui Vural la Bechir și Sarp, care l-au trădat. Ateș îi mărturisește dragostea lui Ferei, dar nu o găsește în schimb la ea. Odată cu această respingere, ate și începe să pună cap la cap în mintea lui. Sau este fostul iubit al lui Ferei și tatăl bebelușului ei Yaman? Lucrurile se complică și la companie. Când și îl pune la încercare pe bunicul său, acesta se oferă să se unească cu Omer, Yaman și Okean. Yaman, care crede că Ferei este după putere și de aceea îl preferă pe fratele ei, acceptă oferta bunicului său numai din acest motiv. Cine va prelua firma? Iaman sau Ateș. Pe frontul vural, vestea revenirii lui Bora provoacă o mare bucurie. Ce va face acum Bora, care și-a revenit și s-a întors acasă?